Agitație mare în această dimineață într-o zonă centrală a municipiului Deva, care a necesitat o desfășurare mare a forțelor de ordine. Totul s-a declanșat din cauza unui apel făcut la numărul unic de urgență 112 de o angajată de la IPH, care a anunțat că în clădire a fost găsită o cutie tip militar ce conține 6 obiecte ce par a fi grenade. Reacția specialiștilor din domeniu a fost una imediată, cutia fiind extrasă din clădire în condiții de siguranță maximă și fără a se înregistra incidente. Ca urmare a sesizării, în cel mai scurt timp, la fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Deva, care a izolat zona și cu sprijinul polițiștilor Serviciului Arme Exploziv Substanțe Periculoase și a specialiștilor pirotehniști a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, obiectele urmează a fi expertizate pentru a se stabili cu exactitate natura acestora. Cutia militară cu conținut suspect a fost descoperită la parterul clădirii IPH, într-un garaj, unde se dorește instalarea unei centrale termice.